care mintea ajunge la un prag în care obosește să mai gândească în continuare sau poate nu are condiții, nu are datele necesare. Și atunci spune, și asta e de la Dumnezeu. Gata. Conștiința. Poate chiar și inteligența și așa mai departe. Deci, prejudecățile sunt, și vreau să vi le citesc, că în realitate nu există decât fenomene deterministe și eventual probabiliste, că liberul arbitru, conștiința, creativitatea sunt adăugate omului de divinitate, că roadele creației vin dintr-un transcendent, sunt acolo, și că există o realitate palpabilă, care e domeniul științei, și o realitate transcendentă, care e domeniul, dacă vreți, al religiei, al filozofiei, și că cele două n-au nicio legătură între ele. Eu, pe vremea Inchiziției, aș fi admis că omul și-a ferit spatele, spunând chestia asta. Dar acum nu mai avem Inchiziție, deci hai să încercăm să gândim un pic mai mult. Dacă credem în miracole, miracolele se petrec în realitatea asta, pe care o studiază și știința, da? Unde intervine transcendentul. Deci, iată că cele două sunt legate. Dacă eu cred în întruparea lui Iisus, cred că s-a petrecut în lumea asta. Nu? Deci transcendentul a venit aici. Deci există o legătură permanentă între cele două. Deci n-am voie să tai pur și simplu să spun că sunt două lucruri total deosebite și nu-i permis să le amestec. Tot ce vă spun aici nu sunt numai ideile mele, am ajuns și el la aceste concluzii, dar literatura colcăie de ideile astea, suficient să le căutați. În schimb, vă atrag atenția asupra următoarelor două principii. Vă sugerez, 1. Efectul sinergic al minții este real și el poate explica liberul arbitru, creativitatea, gândirea, conștiința. Și există o singură realitate și o singură cunoaștere. Deci nu una materială și spirituală, o transcendentă, una neschimbării. Mă rog, asta o să vă spun mai după acestea. Și există o singură cunoaștere. Tot ce v-am spus până aici poate creiona o metodă. Pe de o parte din prejudecăți, pe de altă parte din concepte, principii. Iau un exemplu. Teoria. E un instrument fundamental de cunoaștere. Nu vreau, n-am spus încă teoria științifică. Teoria. Ce este o teorie? Pe de o parte am niște fapte. Dacă vreți, un colț din realitate, așa cum eu l-am perceput. Un grup de adevăruri despre acel colț de realitate și un grup de denumiri, de cuvinte pe care le folosesc. Pe de altă parte, am o lume ideală. Deci, pe de o parte am fapte, pe de altă parte am o lume ideală formată din adevăruri ideale și abstracții. Pentru că poate că nu e foarte clar ce am zis, am lumea reală din jurul meu. Lumea obiectelor. Și am geometria. Lumea ideală a geometriei. Deci, în lumea reală eu am o masă, un dulap, o cameră, asta denumiri, adevăruri reale. Eu știu, camera are lungimea cu tare, lățimea cu tare. Pe de altă parte am geometria. Paralelipipedul dreptunghic are volumul și dau formula volumului paralelipipedului dreptunghic. Deci cuvântul ăsta de acum nu mai face parte din realitate. Face parte din geometrie. Vreau să calculez, uite, la camera asta nici nu se potrivește, volumul unei camere. Iau lungimea, lățimea, înălțimea, mă mut în lumea ideală,
calculez paralelepipedul dreptunghi, mă întorc în lumea reală și sunt mulțumit cu, cu rezultatul. Deci, între fapte și lumea reală este imaginea pe care o am eu, aia imperfectă, despre realitatea pe care nu o cunosc. Deci, imaginea mea o transpun în lumea ideală, de exemplu a geometriei, fac calcule și mă întorc în lumea reală. În felul ăsta funcționează orice teorie. Pentru că, nu uitați, faptele, denumirile sunt pe palierul 2, v-am spus că sunt cele trei paliere, pe palierul 2 al cunoașterii, pe când abstracțiile pe palierul 3. În paranteză, calculatoarele sunt numai pe palierul 3. În cele din urmă. Deci, structura unei teorii este așa. Pe de o parte, denumirea adevărului reale, pe de altă parte, abstracția adevărului ideale, lumea reală, imaginea mea despre realitate, lumea ideală, de exemplu, geometria, între ele un dicționar și un du-te vino. La o cameră dreptunghiulară, în toate, corespunde paralelepipedul dreptunghii și așa mai departe. Evident, lumea ideală trebuie să o iau cât mai apropiată cu putință de lumea reală. În termodinamică, aveți gaze reale, gaze ideale. Este un alt exemplu suficient de concludent. Aici o poză în care am încercat să ilustrez ceea ce am spus până aici. Deci, realitatea este foarte complexă, nici nu prea știu cum este. Asta ar fi mai exact imaginea pe care o am asupra realității. Ei, o lume ideală trebuie să fie cumva matematizabilă sau nu. Și atunci o iau așa. Deci imaginea asta e lumea ideală numărul 1. Asta la altă e lumea ideală numărul 2. Asupra aceleași realități. Termodinamica. Pentru că vorbeam de termodinamică. Dacă o iau plecând de la mecanică, de fapt, nu fi termodinamica, fizica. Fizica cu mecanica îmi spune că toate formulele sunt reversibile. Deci timpul e reversibil. Dacă mergi de la A la B, te poți întoarce de la B la A. Și pe baza asta s-au și inventat niște realități paralele care merg de andoaselea și așa mai departe. Mai ales în literatura SF e plin de chestii de genul ăsta. Dintr-o dată, termodinamica despre aceeași realitate spune altceva. Nu există decât un singur, o singură direcție. Nu te poți niciodată întoarce. Legea a doua a termodinamicii îți interzice să te întorci. Deci, iată, aceeași realitate, două lumi ideale diferite. Termodinamica combate mecanica. Și viceversa. Eu trebuie să le folosesc pe amândouă. Cu prudența de rigoare. Deci, există o prejudecată că matematica și logica sunt atot puternice și pot descrie orice aspect al realității. În realitate, matematica și logica nu pot lucra corect decât în interiorul unor lumi ideale. Iar lumile ideale nu pot dubla în mod corect orice domeniu al realității. Tot așa, am mai spus asta, că există o singură realitate, dar sunt mai multe lumi ideale posibile care o pot descrie. Deci, un anumit domeniu al realității, evident, ceea ce cunoaștem noi despre teoria 1, teoria 2, teoria N. În astfel de situații, deci, hai să vă spun o anecdotă ca să înțelegeți mai bine. Niște fizicieni aveau un congres undeva, parcă în Elveția, și în pauza congresului au ieșit. Era o grădină splendidă cu niște trandafiri, niște flori, niște araci, în vârful aracilor erau niște globuri, de alea colorate,
mă rog, globuri de sticlă. Și unul voia a avut să facă o farsă unui amic. Soarele bătea dintr-o parte, cald. El a întors cu 180 de grade un glob și l-a cremat. Și domnule, nu am înțeles cum se face de partea asta dinspre soare e rece, partea aia la altă e caldă. Omul imediat a făcut o teorie, că de ce trebuie să fie așa. Deci, teoriile se fac pe seama faptelor care se expun. Teorii se pot face la nesfârșit. Important la orice teorie este ca, mă rog, aici este mult prea, o să vă las eu să judecați mai departe. Orice teorie n-are nicio valoare dacă nu poate prezice niște lucruri din care măcar unele se confirmă. Sau măcar avem impresia că se confirmă. E, și acum am ajuns la teoria științifică. Teoria științifică pretinde în plus față de o teorie obișnuită ca adevărurile reale, adică faptele, constatările respective, să fie sau observabile de orice sceptic, sau să fie experimentabile în laborator. Eventual să fie cuantificabile. De asemenea, mai cer o chestie, să fie invariabile în timp și spațiu. Să facă previziuni potențial falsificabile. Deci, și mă rog, să, de preferabil, acea parte de lume ideală să aibă un nucleu axiomatic. Asta se cere. Nu mai intru acum în detalii ce înseamnă asta. Vreau să spun că rostul, deci numărul unu al oricărei teorii, să facă previziuni în necunoscut, iar dacă nu le poate face, nu este o teorie, sau, mă rog, este o teorie părâtă. Dar acordul dintre realitate și lumea ideală, adică teorie, nu este veșnic și vine totdeauna un moment în care un adevăr prezis de teorie nu se confirmă. Iertați-mă să vă mai spun, pentru că s-ar putea să fie puțin cam abstract, vă spun din nou o poveste pe care pe jumătate o cunoașteți. Un oarecare domn Le Verrier, folosind mecanica lui Newton, a făcut un calcul. El a urmărit planeta Uranus și a constatat că în mersul planetei Uranus, care nu era descoperit de mult timp, erau niște neregularități. Și a spus precis că este o altă planetă care acționează gravitațional asupra planetei Uranus, ba o accelerează, ba o întârzie, și din cauza asta sunt acele neregularități. Și dacă așa ar fi, el a făcut un calcul, acea planetă necunoscută ar trebui să fie cam acolo pe cer. A scris o scrisoare unui astronom german care avea un telescop formidabil, asta era în 1840 nu știu cât. Și omul primind scrisoarea, în prima seară a găsit o nouă planetă pe cer, botezată ulterior Neptun. Iată un triumf al previziunii prin calcul. Deci ce a făcut de fapt Le Verrier? A luat niște măsurători făcute pe stele. Deci, fapte din realitate. Le-a transpus în mecanica lui Newton, lume ideală. A făcut calcule, le-a reîntors în realitate, a spus zona aia de cer. Și s-a confirmat. Iată ce înseamnă confirmarea unei teorii. Ceea ce știu mult mai puțin, pentru că nu se mai spune, că același domn Le Verrier a constatat că și Mercur, planeta Mercur, cea mai apropiată de Soare, are niște neregularități inexplicabile în mișcare. Și a spus, da, trebuie să fie o planetă între Mercur și Soare.
și a botezat-o Vulcan. Trebuie să fie cam acolo, i-a calculat toți parametrii, vreo 2-3 astronomi au și văzut planeta. Ormă, când au căutat-o, n-au mai găsit-o. Nu se știe exact ce a văzut. Cert este că azi știm precis, planeta Vulcan nu există. Iată deci că se pot face cu o teorie bună și preziceri care nu se confirmă. Mecanica lui Newton a fost infirmată puternic de tot când un oarecare Michelson s-a apucat să măsoare viteza luminii care vine de la o stea către care se îndreaptă Pământul sau de care se depărtează Pământul. Și a constatat că, indiferent cum măsurăm, nu se aplică efectul Doppler sau, mă rog, la ce se așteptau ei, ci viteza rămâne aceeași. Și dintr-o dată, teoria, lumea ideală construită de Newton, a ajuns la divorț. Pe o anumită porțiune este excelentă. Dar unde mă apropii de viteza luminii, deja divorțăm. Și atunci a venit Einstein cu teoria relativității și acest joc nu se termina. Cel puțin nu cred că se va termina. Teoriile trebuie testate. V-am arătat că la o realitate se pot construi mai multe teorii. Atunci când avem mai multe, de regulă se încearcă să se facă o anumită... Ele se cam contrazic undeva, că altfel n-ar fi diferite. Unul spune că o anumită particulă în cutare situație o va lua la dreapta, alta spune că nu, o va lua la stânga. Și atunci se bagă într-un accelerator experimentul și se vede, o ia la dreapta sau o ia la stânga. Și în funcție de asta, o teorie se recunoaște învinsă și cealaltă rămâne în continuare. E bine, dar câteodată nu poți face experimentul. Și atunci, cea mai bună soluție